Google AdWords, am gestionat peste 1 milion de lire pe Google AdWords în Marea Britanie. Sunt activ pe piața din România, tot pe Google AdWords, de aproximativ 2 ani. Tot de 2 ani fac parte și din echipa de Oparale și de aproximativ jumătate de an sunt project manager la proiectele online ale UNICEF. Pare că complet îndemâna fix, dar e complicat. Ok. Pe lângă asta am făcut un master de pay-per-click la Market Motive, unde o să mă laud că am avut ca și mentor pe Avinash Kaushik, Brian Eisenberg și alte nume foarte, foarte cunoscute din online-ul la nivel mondial. Am să rog pe Ionuț să mă ajute cu... Pe piața de România am lucrat cu companii din domenii foarte, foarte diversificate, de la fashion, la IT&T, la radiatoare, RCA mai nou, până de curând când am preluat și un sex shop pe care îl gestionez campaniile Google Ads. Acestea sunt brandurile cu care am colaborat și mare parte din ele mai colaborez. Cum spuneam, am doar 2 ani de zile de cât sunt pe piața din România și mi se pare că, din punctul meu de vedere, am ajuns să lucrez cu branduri destul de cunoscute. Mai departe, da, te rog. Mai departe am pus câteva testimoniale, pentru că nu-mi place să mă laud singur, îmi place să mă laud de și alții. Ce să vă mai zic? Îmi place foarte, foarte mult Google AdWords și îmi place chestia asta, îmi place să fac asta pentru că ori de câte ori am un client nou, am de învățat foarte, foarte mult în domeniul respectiv, chiar mă implic în domeniul respectiv și analizez foarte mult business-ul respectiv. Spre exemplu, vara asta când am avut destul de mulți clienți pe fashion, am ajuns să cunosc o grămadă de lucruri pe care nu mi-aș fi imaginat că să le cunosc. De exemplu, cum își caută fetele încălțăminte, cum își caută fetele piene online și așa mai departe. La radiatoare, la fel, de exemplu, de fapt, pentru Rado, am ajuns să știu ce înseamnă cazane murale, să știu că sunt de mai multe modele din oțel, din fontă și așa mai departe. Chiar îmi place foarte, foarte mult și, cum spuneam, îmi place pentru că sunt domenii diferite de fiecare dată și nu ajung să mă fi puse. Mai zici și tu? Da, de te rog. Ok. Mini Free, am mai colaborat. Cam asta e prezentarea mea. Aș vrea să știu cât din sala aveți... Nu? Să nu întreb? De ce? O să fii surprins, nu știu. Cât din voi aveți o campanie activă pe Google Ads? Și cât din voi aveți un spend de peste 2000 de euro pe lună? Fără de tine, sunt pe tine încet. Acolo o persoană și mai? Atât? Ok. Ok, foarte bine. Cine are un spend mai mare de 600 de euro? De 6000 de euro pe an. Păi, mai realist. Să las pe tine să întrebi asta. Da, uite, am o ofertă care presupune doar clienții care au un spend mai mare de 2000 de euro lunar. Și anume, dacă ei au deja o campanie Google AdWords, le garantez o creștere de minim 20% a performanței din Google AdWords, iar în caz contrar, îi plătesc din banii mei bugetul respectiv pe care l-a cheltuit pe durata colaborării. Foarte tare. Nu? Foarte tare.
doar clienți pentru, pentru care spendul este de 2000 de euro, pentru că... Vrei să dai cât mai mult, da? Da, exact. Chiar astăzi m-a întrebat un client câte mii de euro am dat din buzunarul meu până acum. Și deocamdată stau bine. Vedem ce să mai profit. Da, și am această promoție, am început să... promoție, această ofertă de la evenimentul de la Cluj, tocmai pentru că am foarte, foarte mare încredere în, în ceea ce fac și în rezultatele pe care le, le am cu clienții. De aceea este un risc destul de mare. Care a fost creșterea pentru Steak Shop? Sex-shop-ul chiar de la Cluj l-am. Deocamdată i-am crescut rata de click de 100%. Deci, i-am dublat rata de click. Și asta la asta s-a... Ca și când ca și cost pe conversie, este aproximativ la același nivel, însă e destul de tricky acum, perioada asta, mai ales cu oferta mea, pentru că urmează sărbătorile și în perioada asta de sărbători, cererea pe piață este mult mai mare, competiția este mult mai mare, o să fie de ce ce mai mulți bani pe, pe Google Ads și automat crește, costul pe click va crește cumva și din inerție. De-aia trebuie să, să depuneți foarte, foarte bine creșterea asta performanței și să mă ferez de chestii care se pot întâmpla, nu neapărat din vina mea. Dacă mai sunt alte întrebări, cred că am depășit alea 10 minute. De ce ai făcut așa? Cum așa? Mă bucur că ai terminat. Îi mulțumim lui Cristian. Interesat. Vă rog.